Salutare, prieteni! Astăzi mă aflu din nou în căutarea Păstrăvului, pe unul din râurile care nu am fost niciodată. Doar ce am văzut, câteva detalii pe internet, am înțeles că fusese în calea introducerii conductelor și a creierii altor MHC-uri spre izvoare. Am înțeles că a scăpat, acum nu știu clar informațiile, dar o să mă documentez mai în detaliat. Din câte se vede pe albie, nu cred că acest proces a trecut. Și este un lucru bun. Acum nu știu ce să zic, dacă ține pește, cum ține, cât ține, o să vedem. Am plecat undeva mai jos de confluența celor două izvoare care le are mai la munte. O să încep prima dată cu niște gume de la Prime, niște învierme pe un jig de un gram și ușor, ușor, când apa se va încălzi, o să mai schimb. Una peste alta zic ca să nu pierdem timpul cu multă vorbă și să dăm drumul la fapt. Haideți să mergem. Opa, opa. Trei urmări ne-am avut, trei urmări. Sunt trei acolo. Sper să prind unul din ei. E un lucru bun, am văzut trei. Trei păstrăvi am văzut. Toți au plecat de sub piatra. Unul mic s-a pitit acolo, micuț, așa, la vreo 7 cm. A venit după ea, piticul. A venit până acel lângă mine și a fugit. Câți din voi nu v-ați dorit să fiți unde sunt eu acum? Cred că mulți. Ieșiți din casă, duceți-vă, bucurați-vă de natură. Nu neapărat să prindeți pește. Considerați o drumeție, o ieșire în natură în care trebuie să vă rupeți de monotonia zilnică care este zi de zi. Stresul de la servici, poate problemele de acasă, nu știu, fiecare dintre voi poate are un motiv în care câteodată vrea să plece să simtă mai liniștit pap. Pescuitul fiind doar un pretext. Opa, l-am și luat. De primul lanseu, primul păstăr. Hai mă, frumosule. Hai mă, frumosule, să nu... Mi-a scăpat. Tu, nici n-am apucat să vi-l arăt. Dar nu-mi pare rău, că oricum îi dădeam drum. Nu știu, minciogul ăsta cam are găurile mari. O să trebuiască să iau unul cu găurile mai mici, că păstrăvii care sunt așa de dimensiune mai medie în scapă mereu între găurile astea. Alt atac. Am mai avut un atac. Wow, ce de păstră stă aici, în bulboana asta. Păstră veste, dar sunt și pescari mulți. Yo. Doi. Doi veniseră după ea. Acolo și anul. Un păstrăv mare. Deci e un păstrăv mare, ăsta are 30 ceva. L-am văzut, i-am văzut coada. Probabil un fizărită la mare. L-am luat. De data asta nu mai îl prind cu nici ochi. Să vi-l arăt. Opa, du-te. Da, eliberare mai forțată, dar s-a dus bine în apă. Aici în față e un loc fain, da. Ca să vedeți despre ce este vorba în ale păscuitului la păstrăv. Uitați-vă până ce cotloane mă bag.
Nu este simplu să te duci la pescuit, să porți camera după tine, să încerci să aduci un păstrăv sau orice pește, mă rog, la care mă duc să prind, că e clean, că e ștucă, că e șalou, așa? Și să dai și unele informații, cât de mărunte sunt ele. Întotdeauna am lăsat un pic de informație. Numai pun simplu fapt, dacă te uiți la imagini, recunoști imediat zona, dar nu dau numele râului, deci nu îmi cereți numele râului pentru că nu o să-l dau. Am dat odată și a fost greșeala vieții mele. Acea persoană s-a dus cu alta și tot așa. Și eu când m-am dus, n-am mai găsit nimic pe acolo. Așa că vă rog frumos, dacă apreciați ceea ce fac, mă puteți susține abonându-vă sau dând un like, un comentariu. Acum și cel răutăcios, de cât ați văzut, am început să-l abordez și să răspund în aceeași măsură. Dar totuși, nu pot să le ignor. Pentru cei cu inima mare și sufletul bun și apreciază ceea ce fac, abonați-vă, dați un like. Doar așa mă puteți susține. Este gratuit, până la urmă nu vă cere nimic cei de la YouTube ca să vă abonați. Doar dai un click atât. Și rămâi conectat la ceea ce voi mai prezenta în viitor. O să mai mă duc mai sus puțin. După care o să mănânc. După cum v-am spus, vreau să ajung la izvoarele lor. Pentru că mie îmi place să capturez și frumusețea locului, nu mai pește. Pește am văzut că ține, am prins 2, am avut 4 urmăriri. E bine. O sărăcia noastră, uite, acolo, vreau să dau. Hai, să vedem ce reușesc. O să nu-mi ia repiedul apa, nu, mi-e, că stă bine. Nu-l ia. O să încerc să mă bag mai în față. Hai. Da. Și se pare că am agățat-o. Și nu o să trec acolo sub nicio formă. Poate pe sus cumva. Nu mă risc aici, e curentul mare. Dar ce fac eu acum, e nebunie curat. Uitați-vă și voi. Pescuitul la păstrăv. Și după aia vine X și Y și îți comentează, a, i-ai dat drumul la păstrăv în toren. Moare păstrăv. O să moară mă în toren, mă, dacă îi dau drumul. Moare când îl iei tu în sacoșe, nu când îi dau drumul în toren. Bun. Salvate!
Ia uite. E plin de păstă, ca să vie. De puie. E un lucru bun asta. Opa, am avut un atac acolo. L-am luat. Am luat. Încă unul mic. Nu mai vin până la cameră, dar o vedeți în camera asta la mine. Asta mi-a dat atacul și mai devreme. Hai să vi-l arăt. Ăsta e păstăviorul. Mulți de ăștia am auzit. Mulți, de plin. Uite-mă. Mă îndrept către izvoar. Să vedem, poate puteți să vedem golul alpin. În partidele de pescuit, vă repet, nu este vorba numai despre a prinde pește. Bucurați-vă de ieșirea în sine. Admirați natura, uitați-vă spatele meu. Cel din dreapta este vârful Negului. Și aceasta, unde mă duc eu acum, este așezarea spre vârful Negului. Este o zonă superbă. Sunt bucuros că am ajuns pe zona aceasta și am prins și pește, am avut destule urmăriri, sunt mulțumit. Faptul că mă aflu în această locație și o să fac încheiere aici, deja este 4, o să-mi ia vreo 2 ore până cobor jos. Ce să spun, sunt mulțumit de partidă. Un râu cu viitor va fi. Am eliberat vreo 6-7 păstrăviori. Am ratat 4 sau 5. A fost o partidă reușită cu niște peisaje magnifice. În zona aici am văzut multe semnalamente ale urșilor, așa că ar trebui să cobor mai devreme de pe munte. Nu se știe niciodată. Una peste alta, sper să ne auzim la o partidă viitoare. Dacă vă place contentul și clipurile care le pun pe canalul meu, vă rog abonați-vă și dați un like. Până data viitoare, sănătate și fir întins!